Alunecările de teren care au afectat versantul Zamca din municipiul Suceava la sfârșitul lunii aprilie anul curent s-au reactivat și au pricinuit probleme liceului Philadelphia. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat că membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au solicitat, în vederea consolidării versantului Zamca, ca administrația să realizeze în regim de urgență o expertiză tehnică la cerința rezistență mecanică și stabilitate. Problema alunecărilor de teren în zona versantului Zamca este de mai bine de 20 de ani. Până acum s-a recurs la diverse soluții, precum împăduriri, realizarea unui sistem de drenare a apelor, restricții de tonaj pentru circulația rutieră în zonă, însă efectele au fost limitate. Inspectoratul de Stat în Construcții a trimis o adresă primăria municipiului Suceava, din care mare revin în următoarele atribuții municipalității. Efectuarea în regim de urgență a unei expertize tehnice la cerința rezistență mecanică stabilitate cu forajul de minim 20 de metri între cantina și terenul de sport în curtea liceului Philadelphia. Acolo expertul a avut o expertiză, el spune cumva pe niște, mă rog, evaluări aproximative, ca atare impune primării, vom face acest lucru, ca în curtea liceului să facem niște forări de minim 20 de metri între cantina și terenul de sport. Realizarea unui studiu aprofundat pentru tot versantul, stabilirea unor soluții de consolidare locale. La fel, construcții cu regim de înălțime mai mari de P plus 2E, amplasat versant, se impune un sistem de fundare indirectă pe piloți forați. La fel, la lucrările de excavație care urmează să realizeze versant, să se execute în baza unui proiect geotehnic verificat la cerința fundamentală, rezistență mecanică și stabilitate. Sigur, vom face aceste studii, vom respecta aceste indicatori a inspectoratului de stat în construcții. Deocamdată nu se pronunță nici inspectoratul, nici expertiza, mă rog, în ideea stopării construcției pe versant, încărcării versantului, dar vin cu aceste lucruri foarte exacte. La construcții de regim de înălțime P plus 2E se impune sistem de fundare indirectă cu piloți forați, mă rog, ca să fie o consolidare cât mai bună. Și la fel, studii geotehnice aprofundate, cu cerința fundamentală, sigur, termeni tehnici, rezistență mecanică și stabilitate. Vom face aceste expertize care le cere inspectoratul de stat în construcții în baza ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data 22-a 5-a și sperăm să reușim să stabilizăm lucrurile acolo în zonă.